Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj l-au reținut aseară pentru 24 de ore pe bărbatul de 46 de ani din Târgu Jiu, sub acuzația de șantaj și spălare de bani. În fapt, în cursul anului 2009, suspectul, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, a retras din contul societății suma de 200.000 lei pe care a transmis-o unei alte persoane. Ulterior, prin amenințări succesive, a încasat sumele de bani în nume propriu de la persoana respectivă, sume de bani la care a adăugat dobânzi. Victima susține că a plătit dobânzi uriașe pentru împrumutul din 2009. Păi am luat de la Solucio, am luat 2 miliarde bani cash transferați din firmă către firma mea, banii lui, dar așa a fost transferul ca să aibă controlul asupra banilor. I-am dat înapoi pentru banii ăștia, i-am dat 5.100.000 dobândă plus banii prin cesiune. Bărbatul care l-a reclamat pe Sulugiu la poliție susține că tot în contul unui alt împrumut acesta l-a deposedat și de un autoturism. La suma de 20.000 de euro pentru o mașină care o luasem de la un prieten de-al lui, am împrumutat 20.000 de euro asta în decembrie 2009, am plătit 17.000 de euro dobândă, 10.000 avansul la mașină și mașina care mi-a luat. Sub amenințări și sub... Normal, mi-a fost frică, m-am dat jos și am lăsat. Judecătorii de la Tribunalul Gorj au decis în această seară ca suspectul să fie cercetat în libertate, obligându-l doar să nu părăsească țara în următoarele 30 de zile. Gabriel Sulugiu a mai fost reținut în urmă cu un an și jumătate pentru evaziune fiscală, însă ulterior a fost eliberat. Potrivit unor surse, controversatul afacerist este nașul de cununie al unuia dintre fiii lui Dumitru Telu Pârvulescu, director al Direcției Generale de Investiții, Achiziții Publice, Servicii Interne și Concesiuni din cadrul Ministerului Economiei.